Aș vrea să încheiem seara aceasta cu câteva gânduri referitoare la minunile Crăciunului, miracolele Crăciunului. Colindu spune, e vremea de minuni, vremea minunilor. După o tăcere a lui Dumnezeu de 400 de ani, când minunile erau rare sau aproape inexistente, a venit deodată peste Israel o concentrație de minuni, ca niciodată. A început vremea minunilor. Și cea mai mare minune este minunea sau miracolul încarnării. Dumnezeu, prin Fecioara Maria, se naște ca unul dintre noi. Dumnezeu devine om, devine una cu creația sa. 100% Dumnezeu și 100% om în același timp. Cum a putut oare Duhul Sfânt să facă un asemenea miracol? Numai Dumnezeu știe. Legile naturii pe care noi le cunoaștem au fost modificate într-un mod miraculos de intervenția lui Dumnezeu. Venea Dumnezeu Emanuel ca să fie cu noi pentru restul istoriei noastre. Dumnezeu devine om, ca omul să poată ajunge la Dumnezeu. Apoi este miracolul timpului potrivit. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea, spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 4, versetul 4 și 5. Împlinirea vremii, împlinirea vremii. Unul dintre lucrurile foarte dificile pe care le avem noi ca oameni este că de cele mai multe ori facem lucruri când nu trebuie făcute. Nu știm când vine vremea. Nu știm exact timpul potrivit. Luăm decizii la moment nepotrivit. Mergem când nu este timpul potrivit. Dar Dumnezeu are capacitatea aceasta să facă lucrurile la împlinirea vremii. Una dintre miracolele lui Dumnezeu este împlinirea vremii. Dacă vă uitați la toate circumstanțele care lucrează împreună, taxele care le impun romanii, recensământul vine exact în momentul potrivit. Maria și Iosif trebuie să ajungă la Betleem. Ei sunt din Nazaret. 90 de mile de drum, probabil o săptămână întreagă. Dumnezeu coordonează, ceasul lui Dumnezeu lucrează în așa fel încât totul se potrivește la secundă. Dumnezeu conduce evenimentele și Mesia trebuie să se nască în Betleem, așa cum spunea profetul Mica în capitolul 5, versetul 2. Și tu, Betleeme, nu ești cea mai neînsemnată, pentru că din tine se va naște Mântuitorul, se va naște Mesia. Gândiți-vă că în timpul acesta domnește peste lume Roma. Roma este, dacă vreți, imperiul, este America celor vremuri. Limba greacă este engleza de atunci. Drumuri foarte bune, poștă, comunicare ca niciodată în istorie. Peste toate ținuturile domnește acea Pax Romana, pacea romană întreținută de armata romană care stăpânește toate lucrurile. Este o vreme de toleranță religioasă, de îngăduință față de credința altora. Evreii erau deja împărțiți și răspândiți în lume. Diaspora evrească construise sinagogi aproape în toate marele orașe ale Imperiului. Vremea potrivită. Vremea potrivită să vină Mesia. Vremea potrivită să se răspândească vestea aceasta a Mesiei peste tot. Gândiți-vă apoi la miracolul nașterii Mântuitorului. În casa de poposire nu este loc pentru ei, spune Evanghelia după Luca, unde am citit din capitolul 2 în această seară. Casa de poposire sau un han, o mică fortăreață, un refugiu împotriva hoților și a tâlharilor pe timp de noapte. O clădire probabil supraaglomerată de oameni care călătoresc ca și Iosif și Maria să se înscrie în vremea aceea. Din poartă în poartă toate ușile sunt închise. Dar iată că
omul acesta a hanului mai are un loc undeva, mai are un loc în grajd, mai are loc într-o peșteră unde ținea animalele. Iosif și Maria sunt trimiși în grajdul proprietarului. Iisus se naște pe paiele unui grajd și este pus într-o iesle a animalelor. Se împlinește vremea ca să nască Maria exact acolo. Dumnezeu vrea să se întrupeze în cel mai umil loc a planetei noastre. Să nu aibă dificultăți nimeni să-și plece genunchiul înaintea lui. Dacă s-ar fi născut în casa unui preot, în casa unui mare preot, în casa lui Irod, nu aveau loc ciobanii de la Betleem să se închine înaintea lui. N-aveau audiență, n-aveau appointment făcut, nu? Dar aici, pe paiele unui graj, poate să vină oricine și oricând. Gândiți-vă apoi ce se întâmplă odată cu nașterea Mântuitorului, câte vieți sunt schimbate în momentul acela. Ciobanii aceia nu mai sunt ciobani obișnuiți din moment ce își pleacă genunchiul înaintea pruncului care s-a născut pe paiele din iesle. Pleacă acasă transformați, spune Sfânta Scriptură, că au plecat bucurându-se. S-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au văzuseră și auziseră. Au plecat închinându-se. Eu nu cred că ciobanii ăștia noaptea stăteau și cântau psalmi lui Jehova. Probabil li s-a schimbat repertoriul noaptea aceea. Au cântat probabil cântări de lume, ciobănești. Au luat fluierul și au doinit ajale, nu? Dar de acum, iată niște închinători înaintea lui Jehova. Oamenii aceștia sunt transformați. Gândiți-vă la magii care au venit din depărtări și ei sunt schimbați, pleacă acasă pe un alt drum, nemai putând de bucurie că s-au închinat înaintea pruncului, înaintea Mesiei. Minunea continuă. Continuă în inima mea și în inima ta. Continuăm miracolul acesta al întrupării Mântuitorului. Crăciunul poate fi interpretat foarte diferit în aceste zile. Putem să-l interpretăm ca un eveniment istoric și este un fel de obsesie, nu știu, mai ales la unii români dintr-o anumită parte de țară, nu știu de unde, dar nu vreau să supăr pe nimeni. Dar unii sunt obsedați că nu este istoric corect, că nu s-a născut iarna, s-a născut de Paști. Că recensământul a fost cu 4 ani înainte. Deci unii au obsesia aceasta a istoriei. Și odată cu obsesia aceasta a istoriei, demolează sărbătoarea Crăciunului. E adevărat, foarte adevărat, că prima biserică n-a sărbătorit Crăciunul, este foarte adevărat. Dar was wrong să-l sărbătorești, nu cred că este greșit deloc să-l sărbătorești. Dar sunt unii oameni care vor să demoleze tot ce este sfânt, orice este sfânt în numele istoriei. Are vreo importanță data exactă când s-a născut Hristos? Nu cred că are așa importanță. Este important că o sărbătorim. Dacă vreți să o sărbătoriți în aprilie sau în mai, treaba dumneavoastră, puteți să aveți Christmas in July. I am nothing against. Puteți să-l sărbătoriți pe Domnul oricând. Dar dacă toată lumea o sărbătorește acum, de ce să facem o notă discordantă? Nu? Imaginați-vă că istoricii, aceștia obsedați de corectitudinea istorică, n-au acasă niciun fel de decor de Crăciun și niciun cadou pentru copii. Bineînțeles că urăsc orice seamănă a Crăciun, nu? Cred că îi încuie în casă pe copii, poate în basement, să nu vadă ce se întâmplă afară, nu? Vreo luminiță pe undeva, nu? Când suntem obsedați de istorie, atunci ne interesează dacă este corect sau nu astronomic steaua și care este steaua, ce fel de cometă a fost. Și sunt unii obsedați de chestia asta și tot studiază să vadă care cometă a fost pe vremea aceea. Nu mai vorbesc că unii sunt interesați de magi, de unde au venit, ce s-a întâmplat, au fost 3 sau nu au fost 3 sau mai mulți, nu? Pur și simplu, obsesia aceasta istoriei îți mănâncă timpul, îți erodează sufletul și respectul față de cel care s-a născut.
Putem să interpretăm Crăciunul ca un eveniment social, sărbătoare de sezon. Nu? Să termină Thanksgiving-ul și acum începe sezonul de Crăciun. Sezonul cumpărătorilor, a cadourilor, a decorațiilor, a colindelor și așa mai departe. Intrăm în atmosfera aceasta a unui eveniment estival foarte frumos, nu-i așa? E nemaipomenit. Concerte de Crăciun, cântări și colinde peste tot. Nu? La New York, de aproape 80 de ani acum, există un concert special de Crăciun pe care îl lucrează actor și îl pregătesc tot anul. Și este un spectacol absolut extraordinar de Crăciun în fiecare an la New York. E grozav să particip la asta. Dar pe măsură ce trece timpul, ceva se adaugă la nașterea lui Hristos, se adaugă atâta personal care n-are nimic de a face cu nașterea lui Hristos, începând cu Moș Crăciun, nu? În România îl chema Mojerilă pe vremea mea, nici măcar n-avea voie să-l cheme Moș Crăciun, nu? Moș Crăciun era exilat din țară, nu? N-avea voie să fie. Deși, culmea, domnule, și moșul ăsta avea haină roșie, ca și steagul tovarășilor, și ar fi fost cazul să-l iubească, nu? Că era al de-al lor, nu? Nici măcar nu venea de 25 decembrie, venea de la 1 ianuarie, nu? Era Moș Gerilă, ne ducea câte o portocală necăjită și o căciulă care niciodată nu se potrivea cu capetele noastre de la servici, nu? Primeam cadou de la Moș Gerilă. Alături de Moș Gerilă au apărut tot felul de elfi, de reni, de temirce, nu? Și există așa un folclor uriaș dezvoltat în jurul Crăciunului. Un folclor care n-are nimic de a face cu nașterea Mântuitorului. Din păcate, lumea noastră, majoritatea, este atrasă în acest fel de Crăciun. Este adevărat că lucrul ăsta ar trebui să ne supere, ar trebui să luptăm împotriva lui. Dar în același timp, soluția nu este să nu mai sărbătorim Crăciunul absolut deloc. Eu cred că din Crăciun ar trebui să facem un eveniment personal. Un eveniment personal. Hristos a venit să se nască pentru mine. Eu sunt chemat la ieslea lui. El s-a întrupat în trupul meu, în carne, din carnea mea, ca să mă înțeleagă, să mă iubească și să fie cu mine până la sfârșitul veacurilor. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Faceți din Crăciun un eveniment personal. Nu-l desfințați în numele istoriei. Nu-l blestemați în numele sărbătorilor păgâne care le invadează. Păstrați-l ca și Maria în inima voastră. Gândiți-vă la el și lăsați-vă transformați de el. Pentru că lucrul acesta este, în ultimă instanță, important. Ce se întâmplă cu noi de Crăciun. Nu ce se întâmplă cu lumea asta. Unii toți vrem să salvăm lumea asta, nu-i așa? Cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați ajuns la concluzia asta că nu se schimbă lumea. Ați vrut să schimbați pe cei din jur și nu se schimbă, domnule. Ne putem schimba noi. Haideți să ne lăsăm schimbați de Crăciun, de mesajul acesta care vine din cer, pe care l-au spus îngerii. Deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească. Cred că a venit un singur înger la cioban la început și le-a spus vestea asta. Nu uit că la Chicago copiii au făcut o dramă așa de Crăciun, pe care n-am să uit niciodată. Ciobanii stăteau în jurul oilor. Reușisem pe vremea aceea să cumpărăm primul nostru proiector în biserică și nu-l instalasem încă și l-am pus undeva așa jos în sală și am proiectat o turmă de oi. Dar așa de mare că au umplut toți pereții. Toți pereții bisericii erau o turmă de oi, mare, turmă mare de oi. S-au speriat, frate, câte oi aveam. Ciobanii erau la un foc în jurul focului și povesteau.
Și apare îngerul. Apare îngerul la balconul. Aveam un mic balcon unde era orga bisericii și anunță: s-a născut Hristos. Și fiecare dintre ciobani reacționează în funcție de tipurile de oameni care există de astăzi, nu? Unul zice: ce cu larma asta, domnule? Nu poți să vii între orele de program? Nu? Acum am o oră de dormit, domnule. Vină și tu ziua. Nu? Ce, lasă-mă în pace? Lasă, nu tulbura. Ăsta era un leneș care voia să doarmă, să nu fie tulburat de nimeni. Unul zice: ei, chiar înger ești? Serios? Ești un înger? Poți să faci minuni? Sigur că da. N-ai vrea să faci cumva oile mele să facă câte 3 sau 4 mii deodată? Să am o turmă foarte serioasă. Ăsta era interesat de să se îmbogățească pe seama îngerului. Unul zice: domnule, dacă ești înger, vreau să-mi dai exclusivitate. Să te prezint eu peste tot, să public eu știrea asta. Ăsta era ziarist. Unul voia să fie primar în Betleem. Zice: uite, dacă tu ești înger, pune-o pile, domnule, vin cu mine la alegeri, mă aranjez. Mi-a plăcut enorm de mult ideea asta, pentru că în fața minunii, în fața veștii venite de sus, oamenii reacționează în funcție de marele lor interese. Okay? Până și de la Dumnezeu așteptăm să ne facă proiectele, să ne facă planurile. Ciobanii aceștia, probabil în fața unui înger care a adus această veste bună, s-ar putea ca mesajul să nu fi fost foarte convingător, nu? Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu. Acum argumentele erau: bun, poți să vezi un înger, cine știe ce ți s-a năzărit și ai văzut un înger. Dar când vezi o oaste de înger, este complet altceva. Nu te mai poate învinui nimeni că l-ai confundat pe unchiul Vasile cu îngerul. Okay? Acum, argumentul este extraordinar. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Haideți să lăsăm la Crăciunul acesta, ca mesajul acesta dus de îngeri, slavă lui Dumnezeu, să stârnească în inima noastră dorință să aducem slavă lui Dumnezeu, să-L onorăm pe Dumnezeu și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Să cultivăm calitatea aceasta și dorința lui Dumnezeu de a trăi în pace unii cu alții. Fie sărbătoarea aceasta o sărbătoare a păcii, a bucuriei și a închinării înaintea Mântuitorului. Faceți din ea un eveniment personal. Și Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare și harul lui să fie împărțit din belșug peste toate familiile Bisericii Agape.